S-au înregistrat creșteri în mai multe ramuri industriale, cu 9,2% în industria bunurilor de folosință îndelungată, cu 6% în industria bunurilor intermediare. Afectată a fost însă industria bunurilor de capital, care a scăzut cu 23,5%, industria energetică cu 16,6% și cea a bunurilor de uz curent cu 15,3%. A înregistrat o creștere pe ansamblu cu 1,6% datorită majorărilor semnalate în industria extractivă cu 72,8% și în industria prelucrătoare cu 1,5%. La producția și furnizarea de energie electrică, termică, gaze și apă caldă și aer condiționat s-a înregistrat o scădere de 21,4%. În același timp, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat au scăzut cu 21,4%. În schimb, metalurgia s-a mișcat mai bine în Dâmbovița, iar indicele valoric al cifrei de afaceri totală a unităților industriale a fost mai mare cu 38% comparativ cu anul trecut. Potrivit datelor prezentate, date pe care noi le culegem de la agenții economici, asta este situația. Metalurgia, deci are pondere mare în industrie și unitățile metalurgice merg bine. Datele sunt reale.